Astăzi avem o misiune foarte interesantă, mai exact o să facem o reclamă pentru o trotinetă pe care o avem aici și m-am gândit ce ar fi dacă v-aș lua alături de mine să vedeți și voi ce înseamnă să produci, să faci, să dregi chestii de genul ăsta. Mi-am luat o ghiozdanul cu echipamente, îl băgăm aici frumos în mașină pentru că momentan l-am pus aici. Dați așa că nu e așa, vă pun un pic aici jos. Bac, merge? Hai că merge, gata. Așa, băgând ghiozdanul aici și aici e camera. Avem de făcut o grămadă de chestii, printre care filmare, o reclamă, un video de prezentare, două TikTok-uri și un set de poze. Așa, trebuie să băgăm, să vedem cum băgăm și trotineta. Trebuie să scot ăsta de aici și o să-l pun pe scaunul din față mai bine. Și trotineta o să o bag în portbagaj. Deci vă iau alături de mine și vă arăt așa mai multe detalii ce înseamnă exact viața asta și cum, ce presupune. Văd că s-a și încărcat aici, am scos-o, am avut-o peste noapte, l-am încărcat. Se încarcă în 4,5 ore și este prima trotinetă pliabilă din România. Cred că aș putea să spun. Prima trotinetă pliabilă din România, da. Partea mai nasoală este că ar trebui, în mod normal, să spălăm și asta. Opa, să vedem în cape. Am căpul la fix. Ar trebui să spălăm și mașina, pentru că mașina o să apară și ea în filmare. Da, o spălăm, că e murdară, trebuie neapărat. Ia să vedem, pac, să deschidem garajul. Zice Sivir, hai, nasol, mă așteptam sincer să fie un pic cald astăzi, dar nu chiar atât de cald. Dar asta e situația, n-avem ce să facem. Pac, s-a deschis frumos garajul. Am atins bara un pic aici ieri. La un moment dat pe la plus pe acolo, pe bulevardul principal, a venit poliția. Nino, 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 Nino. Zic, ce aveți, mă, mâncava? Și m-am dat așa un pic într-o parte și m-am dat prea aproape de bordură și am atins un pic bara. Nu e foarte, foarte murdară, dar cu siguranță trebuie spălată. Așa că, da, ce să zic, ne vedem direct în parc la prima locație, unde o să discutăm exact despre ce trebuie făcut. În momentan m-a dat doar așa 2-3 indicii, da? Dacă am zis că îi dau un jet, îi dau, n-am ce să fac. Mai ales că mașina o să apară și ea într-o parte dintre filmări. O să fie, practic, o parte din reclama, am putea să spunem așa, și trebuie să fie frumos, decapotat. Era și păcat totuși să o bag așa murdară. O chestie interesantă la mașinile cabrio pe care am învățat-o de la fratele Popa e că e bine în general să nu speli și copertina, sau dacă o speli să fie tratată cu o soluție. În momentul în care am fost la Color Tuning mi-a dat o soluție pentru ea hidrofobă și se și vede practic și pe mașină, pe colant am tot așa o soluție hidrofobă, iar în partea de sus a fost aplicat un tratament special pentru asta. Dacă funcționează sau nu, nu știu să vă zic momentan, pentru că nu prea. Cred că după ce am luat-o de la Color Tuning, cred că am mai decapotat-o de vreo 4-5 ore. A fost foarte cald vara asta și n-am avut timp să mă bucur foarte mult de treaba asta. Dar da, o spălăm, dăm cu jet frumos, terminăm tot ce avem de făcut, după care mergem la filmări. Am luat și trotineta, am pregătit totul, ne așteaptă și Adi Media să filmeze, să facă frumos. Eu o să fiu pe partea de organizare și Naomi o să fie unul dintre modele, de fapt. De fapt, singurul model, că eu o să fiu prezentator mai degrabă decât model. Uite ce frumos. Ud așa. Așa ar trebui să fie tot timpul mașina asta, curată. Da, n-am timp. Se fini la comedii. Deci am suflat-o cu șmecheria asta aici la JD365, uscătorul ăsta self-service. Știți cum a ieșit? Stați să vă arăt, stați să vă arăt numai cum a ieșit. Țiplă, țipleanu. Ia uite-o mâncaia și ciocuie. Cât de frumoasă, e cea mai frumoasă mașină pe care am avut-o până acum și în sfârșit, acum e curată. Acum e exact ceea ce trebuie.
Pentru că așa ar trebui să arate tot timpul mașina asta spălată. Și stai să vezi, după ce o și decapotez, s-a terminat șmecheria. Singura chestie ce mai trebuia să mai fac dacă era acum pentru spălat, să dau bam cu niște spumă în jurul anvelopelor. Dar în rest, exact ce trebuie. Ia uite, ia uite spate aici. Uite spate aici ce am făcut. Ulei! Da, mă, da, altceva, sincer. Chiar trebuia spălată, că nu mai mergea treaba. Mergem, că ne așteaptă oamenii și trebuie să filmăm. Am obosit un pic. N-avem nici benzină. Da, e. Volanul ăsta nu mă vă mai zic de el. Hai să vă mai zic totuși. Deci volanul este noul volan care a apărut practic pe ultimul model de seria 4. Stai să-mi pun și o centurica. Pac, frumos. Pe ultimul model de seria 4, care are așa, în partea de jos are, e drept așa frumos, pac, și are și semnul ăsta cu roșu și e și un pic mult mai solid așa față de cum era al meu inițial. CarPlay-ul merge, CarPlay-ul merge, suntem bine. Așa, și padelele, mi-am făcut padelele Piano Black. Nu mi le-am făcut eu, mi le-a făcut la Vivasi, pentru că eu n-aș fi știut să mi le fac. Dar ce pot să zic este că îmi pare foarte bine că a spălat mașina, că nu se putea, deci nu puteam să filmez așa cu ea, era jale. Avem un cadru în care o să apară practic mașina, primul lucru. Dacă tot e frumoasă, să ne și folosim de ea și să mai facem și un bănuț, zic. În partea de jos are inserțiile astea metalice, care par a fi metalice, dar de fapt sunt niște plastice de aluminiu. Partea provocatoare la volanul ăsta a fost faptul că... Uleu, s-a auzit trotineta în spate. E faptul că se elimină un buton. Mai exact, se elimină butonul de încălzire a volanului și pe lângă asta trebuia neapărat să ne funcționeze luminile astea de pe volan pentru lane assist, care de fapt sunt pentru self-driving oarecum. Cruise controlul adaptiv are și o funcție de self-driving pe mașina asta, care practic îți permite oarecum să menții banda și să nu prea îți bați capul când vrei să conduci. Da, mergem repede până la Mesogios pentru că filmăm locația noastră preferată, care este parcul Bordei, partea cealaltă a Herăstrăului, pentru că Herăstrăul e super aglomerat. Da, îmi place mult de tot volanul ăsta, mi se pare genial, sincer, chiar e exact ce trebuie. Ia uite, padele frumos. Nu știu cum să vă zic, dar nimic nu se compară cu senzația de a te plimba duminica sau chiar sâmbăta cu decapotabila pe Chiselef sau pe aici, pe zona asta frumoasă, pe nordul, la băieții buni. Noi am venit să muncim, n-am venit ca să ne plimbăm, dar asta e, fiecare după posibilități. Dar ce să facem, mergem înainte. Dar da, vreme bună, 26 de grade, e perfect de filmat. Chiar asta vorbisem cu Adi, că îmi zicea inițial, bă, hai să filmăm la 3-4. Frate, mergem, filmăm dimineața, frumos să fie răcoare, nu? Mic unboxing acum direct. Bobiță, vezi că îi dau așa direct cu un mini vlog style. Pentru cine o fi, nu contează. Și nu avem de-aia, n-ai adus de-aia să tăie, pe cu ce tăie, mă? De-aia vezi că n-are mânere. Ia. O bune n-are mânere? Păi uite. Hai că le-ai scuz la spate, l-am văzut. Lasă mânerele, dar n-avem de-aia să tăiem. Ce? Da, la asta, vezi că e right, left, scrie pe ele. Le-ai băgat bine? A, right, stai așa. Right e dreapta, boss. Cealaltă stângă, cum ar veni. E fletul pe invers? Cealaltă stângă. E fletul pe invers, boss? Tu ești cu volanul pe dreapta. Mă, ce are, mă? A, e invers, mă, să așa? Prima trotiletă priabilă din România, în cazul în care nu știai. Te-am scuipat un pic? Hai, fă ăsta, cum desfaci? Stai așa, ia ține, boss. Ea e Naomi, are 16 ani. Da, păi da, că facem pentru... 16 ani are. Pentru trotinete de 16 ani face. Nu sunt departe, oricum. Băi, e bun. Nu merge să o desfacă? Păi nu, dar șoricel nu are treabă, fii atent. Fac, îți dau mintea mea. Păi da, dar filmăm cu aia așa, cu ăsta trebuie să-l dai jos. Și ăsta după aia îl bagi aici, nu? Ăsta cum să prinde? Ăla e gata. Gata, a intrat. Nu mă, că asta o dăm jos. Păi da, trebuie. Și acum... Da, e electrică? Da. Îți place? Cum arată? Cu... Da. Trotinetă cu motor nu există. Păi... S-au scos astea cu motor. Deci că este din filmele Lolec și Bolec. Hai să te pui pe ea să vedem cum, așa. Cum te vezi. Hai să scot asta de aici, boss. Dă un cuțit. E mufa de încărcare aia. Ce mică e. Hai să-i lângă el, că tu e fata lui. Aici are stai ceva, că nu, a, dar nu înțeleg ce e asta. E o pârghie aia.
pârghie. Ăla e cricket. Ah, stai mă că mi-a zis că e pliabilă, dar trebuie să vedem de unde se pliază. Căci că se trage, are niște roți, roțile astea se dau cumva jos și poți să o car pe roți, știi? Asta e toată șmecheria la ea, cică. A, să o tragi după tine așa? Da, dar nu știu cum să pornește. Deci apeși de aici, pac. Și ai acum și merge. Ecran? Ia să vedem. Asta e frâna, stânga, frâna, dreapta. Bă, dar nu merge. Bă, se jita mai animalul, nu te duce. Păi ține până la 130 de kg. Păi n-ai mai mult? Nu. Dar stai că nu înțeleg cum pornește. Hai, ai rezolvat-o? Gata. Ia, dă drumul la LED să vedem LED-ul. Mamă, ia uite LED aici, aici nebun, zici că ești din... Stai să vedem. E așa și... Uite, dă ce-o fi asta? Dă de la... Dinamic. Dobitoc. Nu mai ai rezolvat-o și pe asta, iar ai făcut-o. Sport. Ia uite-o. S-a dus și te-ai dus. 40 de km la oră e viteza maximă la ea. Am zis că de la mașină electrică trecem la trotinetă electrică dacă nu mai merge cu marketingul și rămânem fără bani, măcar trotinete să avem. Hai, e ok? Putem să ne apucăm de treabă? La 1, rec. Doamne, ce aglomerat e, nu mă așteptam la asta. Nu cred că o să mai ajungem la ziua Dianei. Stai liniștit, Andreea, asul perfect în mânecă pentru a evita traficul la aglomerat din București și a ajunge rapid la destinație. Serios? Da. Muncește intens, mă, fraților, aici, nu ne jucăm. Vezi că s-a verificat parcarea, boss. Ia uite. Ai plătit parcarea? Păi duminica nu se plătește parcare, nu știu ce caută pe aici. N-avem treabă cu voi astăzi. Uite ce trotinet aici, ești nebun la cap, cum arată. Mamă, n-ai văzut așa ceva. Zic că nu e cea mai tare trotinetă pe care ai filmat-o până acum, nebunule. Ia uite. Ai cadru acolo, ce filmezi? Pavajul, ce filmezi? Păi nu trebuie să arăt aici, apucă așa. O să iasă o reclamă tare, abia aștept să o văd. A plecat. A filmat Adi Media aici, la butoane. Ia uitați-vă cadru aici, ce are. Nu se vede nimic, să moară Gibi dacă te mint. Mai multă lumină. Adi Media filmează de la câți ani filmezi, Bobiță? Din 2004. 2004, 20 de ani. Ai 20 de ani. Ai putea să... De 20 de ani filmează în continuu, nu-ți botezi rucumetrii și reclame la trotinete. Da, mă, ce să mai ai și mișto. A fost și Naomi cu noi aici. Naomi e parte din echipa de marketing, am putea spune așa, de la Plus. Și o mai băgăm pe unde mai avem ocazia, mai facem câte o reclamă, chestii de genul ăsta, dacă se poate, de ce nu. Ia uite ce frumos. Frumos e cadrul ăsta aici, cum vine. Pac! Noi am filmat totul. Am terminat cam ce era de filmat. O să fie reclama pentru Ride. Trotineta se cheamă Ride Skywalk 350. Este pentru copii în mare parte și pentru persoane de până în 16 ani. Dar poate fi și pentru persoane mai mari. Ea are mai mult de 16 ani, nu vă uitați. Și am filmat ceva, am terminat cu totul, ia uite și drona. Cum e, Naomi, îți place cu trotineta? Da. Foarte bine. Ai grijă să nu ne decapitezi, Bobiță. Nu, că e profesionist. Da? N-ai zice. Da, a fost frumos cu trotineta, e o trotinetă mișto pe care poți să o folosești prin oraș și cu care poți să mergi și 40 de kilometri chiar, autonomie, dacă chiar face 40, nu știu ce să zic, nu prea am încredere. Ce am mai muncit și astăzi, s-a făcut ora 3. Domnul Adi Media a muncit cel mai mult. Și Naomi. Naomi, nu mai zic, cea mai muncitoare. Gata, am filmat și prezentarea, am filmat și pe asta, cum îi zice. M-am ținut și eu de gimbalul ăsta la mișto, de ca și cum auzi, să pară... Auzi, arată lacul ăsta ce murdar e, să arătăm la autoritate. Da, domnule. Am un pește mort. N-am văzut așa ceva, Poate se sizizează cineva. Vii să filmezi o reclamă, să faci tu o reclamă frumoasă în parcul ăsta din București. Eu îmi reclamez la albul tot și iese verde. Nu se bie deloc. Aoleu, mergem să mâncăm. Ce sunt ăștia, mă, aici? Ce sunt ăștia? Ia uite. Îți dă ea, mă, cum le zice... E broscuță? Vezi să lucrezi. Pești, mă, care mănâncă. Ia uite ce mănâncă, nebun. Ia uite ce gură mare au. Ia uite ce gură mare au. Hai să mâncăm și noi. Mamă, mi s-a făcut o foame. Da, la pescobar mergem, gata. Nu, pești, nu se zice la pescobar.
Ia să vedem. Ia uite-i bă ce mari sunt, ești nebun? Sunt chiar mari. Văzi câta gura ăștia te mănâncă, ești nebun? Ia uite. Hai de cap. Da, ce să zic, a fost frumos și astăzi. Am filmat ceva, am tras și niște poze. De-abia aștept să mă decapotez acum cu mașina, chiar dacă e cald, nu mă interesează, mă decapotez. Așa arată și apa mea în piscină. La mine acasă tot așa arată apa. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar de fapt cred că știu. E posibil clorul pe care l-aveam să nu mai fie bun. Pentru că e de anul trecut, din câte mi-aduc aminte, și l-am lăsat și la căldură, s-a stricat și nu își mai face efectul cum trebuie. Așa că trebuia să merg să iau altă de la Hornbach. Și da, cam asta e. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi. Trotineta o avem și pe aia acolo. Gimbalul la locul lui. Skywalk 350.